Bună ziua, având în vedere dispoziția numărul 2053/2016, se convoacă de data de Consiliul Local al Municipiului Roman. Având în vedere că sunt 16 consilieri prezenți, suntem statutari. Proiectul numărul 1 pe ordinea de zi. Supunem spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Punctul suplimentar, cred că l-au primit toți. Da. Cine este pentru? Împotrivă. Trecem la ordinea de zi, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate publică a Municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă, de ce mai departe? Un pic să spun despre ce e vorba. Discutăm despre un teren în strada Moldovei fără număr, discuțiile pe care le-am avut la București, la Agenția Națională de Locuințe pentru Tineri, am obținut finanțarea anul viitor pentru două blocuri ANR. Și trebuie să le dăm terenul, trebuie inventariate, cadastruite și facem acest demers. De asemenea, vă informez că ieri am semnat la Ministerul Dezvoltării Regionale și administrației publice un proiect de 12 miliarde de lei privind obiectivul Poarta Nord, sensul geratorului de Deman, ocolitoarea Roman-Est. Ieri a fost semnat, l-am adus, l-am predat la achiziții tehnic și financiar și anul viitor și acesta va fi făcut și încheiat. Deci sunt două obiective importante și majore pentru municipiul Roman, la căror finanțare o avem asigurată încă de anul ăsta pentru anul următor. Vă mulțumesc! Trecem mai departe la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul acordului de parteneriat. Proiectul se numește Împreună pentru viitorul tău. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat. Proiectul se numește Noi Părți Vrem la Școală. Proiectul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Proiectul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Vreau să vă informez, aici e vorba de două proiecte cu finanțare europeană în cadrul COCU, programului operațional cu capital uman, o oportunitate pentru accesul la educație, dar prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii, abandonul școlar. Este vorba despre un număr în total de 305 copii, identificarea și selectarea lor și pe mai multe unități școlare din Roman, la una școala 2, care este structură a școlii liceului de Alubiana și unul Vasile Sau, dar și alte unități școlare care vor accesa la acest proiect. Deocamdată e partea de principiu pe care o aprobăm astăzi pentru a susține din punct de vedere financiar cota de 2% care revine unui astfel de tip de proiect. Vă mulțumesc frumos! Următorul proiect pe ordinea de zi, proiect privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei de Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Trecem mai departe la proiectul suplimentar pe ordinea de zi. Proiect privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2016. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Este cineva în incompatibilitate? Se abține cineva? Dacă nu, le aprobăm în bloc. Nu le aprobăm pe azi. Da. Da? Deci le aprobăm împreună. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Acestea fiind spuse, declarăm închise lucrări de ședințe de astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru colaborare și colaborare cu secundul.